suntem bărbați sau femei. Deci, noi suntem purtați adeseori de scheme conjuncturale, în care, de exemplu, relația este integrată ca un fel de, așa zis, curs, care îi spunem noi că este normal, în sensul în care, începând de la 13, 14, 15, 16 ani, să definim mult mai clar intenția noastră de relaționare. Și apoi, este ca și cum, tot așa normal, ni se pare ca după o perioadă de cunoaștere a unei persoane de sex opus, să conchidem că putem. Nu? Fiind firesc acest lucru, ca la, începând de pe la 17, 18 ani, sau chiar mai încolo, să spunem, da, este cazul să ader și să-mi dau concursul la închegarea unei familii. Și pentru aceasta urmăresc, da, să trăiesc cu cineva, să mă căsătoresc și, sigur, mai departe, să consider că, în mod firesc, faptul că m-am căsătorit, asta ar reprezenta condiția necesară și chiar suficientă ca lucrurile să meargă bine mai departe. Este ca și cum o autoritate de undeva, din aceasta juridică, socială, ar spune, măi, dacă te-ai căsătorit, este clar, îți va merge mai bine. Fii liniștit, ai pătruns pe un nou nivel al vieții tale. De acum, lucrurile se vor transforma mereu și mereu spre mai bine. Gata. Ești un om matur, ai intrat în rândul omului. Ești căsătorit, ai un statut, deja familia te implică într-un anume fel și categoric, lucrurile vor merge bine. Ceea ce se produce și reprezintă rezultatul, așa cum arată anumite statistici, este faptul că deci peste 50% din cupluri eșuează lamentabil. Deci deja, deci vedeți, nu mai vorbim despre o statistică care reflectă aspecte cumva așa aleatoare. Vorbim despre faptul că deci 50% dintre oameni animați de intenții bune, aderenți la niște credințe sau norme sociale, făcând pașii necesari pe care societatea i-a explicat că ar fi buni, ajung să conchidă, printr-un fapt foarte clar al despărțirii, că treaba aceea nu a funcționat. Și oamenii încep să se trezească. Măi, stai puțin. Deci eu am plasat responsabilitatea relațională instituției căsătoriei, felul în care merge căsnicia, felul în care merge o relație în doi, crezând într-un mod eronat că dacă suntem doi, categoric multe lucruri ce țin de ființa mea s-ar putea îmbunătăți. E bine, vreau să vă spun foarte clar că acestea sunt mituri. Și de această cauză vă spuneam la întâlnire care am avut precedente, vom urmări să arătăm foarte clar determinarea individuală care face ca în adeseori în conflictul relațional să ne dăm seama de rolul care ne-a revenit. De ce spun conflict relațional? Pentru că chiar și cei care vă aflați într-o anumită relație care merge, veți ajunge să recunoașteți faptul că această relație merge ca și cum prin felul în care dumneavoastră vă integrați rolul și v-ați asumat rolul, sugerând în același timp rolul celuilalt în ansamblul relațional, această bicicletă cu două roți, dar care are totodată și două capete, care ar putea să direcționeze în două moduri diferite relația, veți remarca că această relație uneori merge într-o direcție, altor merge în altă direcție, altor se oprește. O să vedem de ce se produc aceste lucruri. Și să știți că eu mă bucur foarte mult de toți cei care caută în această confruntare cu dificultățile relaționale să ajungă prin strădanie, pentru că, atenție, o refacere într-un plan relațional implică întotdeauna strădanie, cunoaștere, efort, inteligență, energie, pentru ca
relația compusă de cei doi să meargă în sens binefăcător, în sensul definit de cei doi, în urma angajamentului pe care ei l-au făcut. Pentru că e un sui generis angajament pe care ei și le-au atunci când structurează o echipă. Da? Dar vom vedea că oamenii uită de ce înseamnă acel angajament care rămâne doar subînțeles, care poartă foarte mult amprenta sau tiparul social încărcat de dogmă, încărcat de aspecte din acestea oarecum gregare, preluate din subconștientul colectiv și care fac ca o relație care pornește pură în plan intențional să devină o caricatură. De care amândoi la un moment dat încep să-și bate joc și pentru că această continuă oglindire a celuilalt într-o oglindă care deformează nu le mai convine, se spună la un moment dat fel, ajunge, nu mai îmi place, plec, m-am săturat, nu este în regulă. Deci, statisticile arată că mulți oameni pornesc cu intenții bune, puțin ajung la capăt. În momentul în care au întrerupt relațiile, lecția nu este învățată, este integrată o altă relație, în care sunt perpetuate o serie întreagă de erori, urmare a ceea ce s-a produs ca și amprentare din trecut, ca un fel de traumă relațională care amprentează, evident, structura energetică, psihic-mentală a celui care s-a despărțit și de aici mai departe el pleacă cu acel handicap. Pentru că aș vrea să înțelegeți, când un om pleacă într-o relație, dacă nu este o structură foarte puternică care știe foarte clar unde s-a produs rătăcirea, acel om pleacă cu o perturbare interioară, mai mult sau mai puțin traumatizantă pentru el, care se va remarca și se remarcă din punct de vedere subtil, energetic, auric, ca un fel de gol sau lipsă care surpă enorm din respectul de sine, din încrederea în sine, din elementele care compun, practic, energia de viață a acelui om pentru a merge mai departe. Este ca și cum, la început, tiner fiind, plin de energie, plin de entuziasm, de dinamism, construim un model oarecum ideal pe care încercăm să-l suprapunem asupra semeilor noștri, remarcăm în această proiecție frumoasă că această proiecție întâlnește realitatea și în momentul când această proiecție ideală pe care noi o avem, structurată din însăși, v-am spus, natura aceea pură, ideală, sublimă, pe care noi o intuim, în momentul când apare confruntarea cu realitatea, apare o forță, de sens opus, care tinde să modifice oarecum în mod negativ ființa, făcând-o să creadă de cele mai multe ori că viața aceasta este puțin haotică. Mai mult decât atât, acele etichetări oarecum globale. Te-a trădat, te-a înșelat cineva, te-a păcălit cineva, vei conchide la un moment dat pe un fond de slăbiciune și de îndoială în sine că bărbații sau femeile sunt ca toți într-un anume fel. Nu mai merită să mă expun, să mă mai vulnerabilizez, să mai intru într-o relație, vei sufla și în iaurt, cum se cheamă, vei fi oarecum timorat, crezând că și alte relații se vor circumscrie, de fapt, acelorași experimente din trecut, cu toată gama lor de prejudicii. Și o mai avem conchide, mai decât în doi și în suferință și în chin și în dependență și în raporturi care să mă facă să mă chinui, prefer nu. Prefer autonomia. Prefer libertatea. Prefer mersul meu mai liber. Dar închizând
o ușă, închizând o fereastră, obturând anumite zone de interacțiune umană, care, de fapt, pe noi, încep gradat, dar sigur, să ne handicapeze. Vedeți, am recurs de foarte multe ori la această imagine. Universul are un rol esențial, deci universul exterior are un rol esențial în procesul cunoașterii de sine. Acest rol esențial îl are pentru că permanent ființa noastră receptează acest univers exterior, îl reflectă într-un anume fel în urma impactului pe care îl are universul exterior în propria noastră ființă. Iar aici găsim de asemenea o suprafață capabilă să oglindească universul exterior. Deci este o relație în dublu sens pe care oamenii de cele mai multe ori uită. Atât noi, prin ceea ce suntem, ca ființă, ca personalitate, ca structură, ca formă, ca exprimare sexuată, ca exprimare în plan energetic, psihic, mental și spiritual, influențăm universul exterior. Și totodată, universul exterior se reflectă în ființa noastră precum într-o oglindă. E bine, acum, haideți să vedem. Când dumneavoastră mergeți la operă sau la teatru, vedeți acolo un foaier. Intrați și parcă imediat, dacă se așteaptă puțin la intrare, mai ales femeile fac aceasta, se uită așa și imediat spun, da, am fost adecvat acestei întâlniri, acestui mediu. Da, uite ce toaletă, ce coafură, uite. Dacă vede o oglindă, se uită puțin să vadă, este adecvat, își trage puțin numeri și aranjează puțin rochița, da? Și împreună cu soțul la care se uită să vadă, corespunde cumva și el mediului, da? Plin de ei încrezător, cei doi se țin de braț sau de mână și arată tichetul de trecere și au găsit locul, merg la lojă sau merg în sală și acolo ei împreună cu alții vor privi ceva. Vor lua parte la un spectacol. E bine, cam aceasta se produce și în viața de zi cu zi. Încercăm să ne adecvăm. Ne uităm așa prin jur și adeseori mai adecvăm, mai retușăm câte ceva în drumul acesta. Deci încercând cu bune intenții să fim cât mai adecvați. Cât mai potriviți mediul. Și este un lucru bun. Dar atenție! Mai lipsește ceva. Nu este suficientă intenția aceasta doar de retușare puțin exterioară, superficială. Da, rochița merge, a fost lungă, uite, toată lumea. Ne-am îmbrăcat și am avut inspirația să-mi iau fracul cel negru. Toți sunt la far de uși la... Dar am uitat bastonul. Data viitoare o să fiu mai atent. Deocamdată hai să... Nu. Da? Și mergem mai departe. Deci, acestea sunt elemente de retuș exterior. Aproape toată lumea poate să le facă printr-un mic joc al... Așa, al atenției. Ceea ce nu fac oamenii este să producă modificare interioară profundă în așa fel încât oricând, oriunde, cu oricine, să se simtă în elementul lor fără a se resimți în niciun fel afectați din planul încrederii în sine, din planul imaginii de sine, în planul acesta a ceea ce reprezintă autenticitatea ființei noastre. E, aici avem de lucru. Deci noi avem de lucru. Adeseori ne este rușine de copilul pe care îl avem. De ce? Pentru că copilul nostru nu prea reprezintă... Eu știam ce e bine pentru el, vroiam să fie cum mă gândeam eu și totuși el nu corespunde. Am spus copilul ca să nu spun. Deci contrapartea noastră masculină adeseori nu este la înălțimea sau feminină, adeseori nu este la înălțimea ideală pe care noi am fi vrut-o. Și simțim că parcă nu ne mai reprezintă această imagine a unui cuplu perfect, armonios, așa cum vroiam la început.
ne trezim cumva din acest dulce vis al faptului că dacă avem un inel pe mână sau am creat un angajament și confirmat social acolo într-o carte undeva la un notariat în fața unui primării, gata, toate lucrurile s-au rezolvat. Revin la această idee că sunt doar retușuri pe care societatea, sigur, le-a creat pentru a configura natura umană, pentru a ajuta, în ultima instanță, să se transforme într-un sens pozitiv. Dacă relațiile ajung să ne schimonosească, să ne distorsioneze imaginea de sine, dacă ajung să ne schilodească pe toată viața, să ne handicapeze, dacă ajung să ne facă oameni mai răi, mai neîncrezători în semenii noștri, dacă aceste relații ajung să scoată la suprafață mizerie, urâtul, violența, agresivitatea, înseamnă că nu atât celălalt este de vină în toată această problemă, ci înseamnă că în propria noastră natură, felul în care noi suntem structurați face ca jocul relațional să devină nefast.